Mișcarea profesioniștilor Speranța Nadejda intenționează să acționeze guvernul la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Motiv pentru această decizie ar fi încălcarea Constituției. Liderul formațiunii, Andrei Donică, a declarat în cadrul unor dezbateri electorale că guvernul nu respectă prevederile articolului 47 din Legea Fundamentală, care stabilește că statul este obligat să asigure un nivel de trai decent pentru fiecare cetățean. Candidatul Mișcării Speranța Nadejda pentru funcția de deputat, Andrei Donică, a anunțat că pledează pentru introducerea unei alocații obligatorii pentru copii care să fie achitată de către stat până la vârsta de 18 ani. Că noi suntem organizația care ajutăm și avem de gând să ajungem la CEDOC, 100.000 de cereri în judecată, atacăm Guvernul Republicii Moldova pentru a garanta ceea ce scrie în Constituție, articolul 47, un trai decent pentru pensionari, invalidi și copilași. De ce vreau să... Încheiați gândul? Da, de ce vă rog cei care aveți pensii mai mici de 4.185 lei și copiii dumneavoastră nu primesc indemnizația, adresați, noi vă vom acorda juriști gratis pentru a ajunge la CEDOC. Indiferent, intrăm noi în Parlament sau nu, noi mai departe să ocupăm cu acest scop. Un alt obiectiv al mișcării profesioniștilor Speranța Nadejda este introducerea în legislație a pedepsei capitale sau detenției pe viață pentru funcționarii corupți.